Pe parcursul lunii aprilie, pompierii militari sălăjeni au fost solicitați la 89 de intervenții. Din total, 26 au fost la incendii, iar 63 la alte situații de urgență, care au cuprins, printre altele, misiuni pirotehnice, asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase, misiuni de descarcerare, asistență a persoanelor și alte tipuri de intervenții. Din totalul intervențiilor la incendii, 15 au fost pentru localizarea și lichidarea unor incendii la locuințe și anexe, 2 la autoturisme, 6 la vegetație uscată, 2 la deșeuri și 1 la un fond forestier. În luna aprilie, cele mai multe incendii în gospodăriile cetățenești au avut ca și cauze probabile coșurile de fum necurățate sau defecte, instalațiile electrice defecte sau improvizate și mijloacele de încălzire improvizate. În aceeași perioadă, echipajele SMORT din cadrul ISU Sălaj au efectuat un număr de 327 de misiuni, cu o medie de circa 11 intervenții pe zi. Din total, cele mai multe 324 au fost pentru acordarea ajutorului medical de urgență. Restul misiunilor au fost de tipuri diverse, de la misiuni de sprijin la alte situații de urgență. Pe parcursul misiunilor efectuate în luna aprilie, echipajele SMURT au asistat 299 de persoane și au parcurs aproape 13.777 de kilometri.